Cine crezi că e mai bun până acum, voi sau ei? Asta vedează mai puțin, eu mecea mică în care totul trebuie să se distreze, să fie atent publicul la noi, să atragem cât mai multă lume pentru sport, mai ales copii. Cum sunt americanii, carivale așa, cum au fost? Un meci foarte bun. Da. Știu să joace, au puțină experiență, este și o țară unde joacă foarte mult basket, așa că un meci foarte bun. Pentru prima dată când joci împotriva lor, unor americani? Nu, am mai jucat împotriva lor, sunt niște jucători foarte buni. This is like we come out here to have a great time, you know, to support our alliances and just have fun, you know, play basketball. This is what we do every day. You know, we play sports, we work out, so I'd rather us come out here and support them and they support us in the sport that they play, and we play the same exact thing. All right, this is halftime, so who is going to win? Oh, we're going to win. We're about to take it home. We're about to run it up. You know, I have some great guys on my team, Ricondo, Sanford, Getting, you know, we play basketball all the time. Are you a professional player or how? Oh, no, we're not professional players. We just play all the time. I played for 18 years. He's played for a good amount. We just play together as a team. We've been. Are they Romanians? Oh, they're surprisingly very good. Like, they've given us a few problems. You know, they're trying to dunk on us or cross us up, but you know, we're gonna take it home at the end. Oh, it's a blast. It's having a lot of fun. Great first match. First time playing against an Romanian team? Yes. How were they? Were they better than you? What do you think? Certain ones of them, I think we're better, but I mean, I've been playing with these guys for maybe like a year, year and a half, so we kind of know how we go with each other. Where are you from? I'm from California. Wow. Yeah. So you're here for what, a few months or so? Yeah, a few months, so. All right. First time up in Cernavoda? Yes, first time. What do you think about the city? What's that? What do you think about the city? Oh, it's beautiful. Beautiful. I love the culture. The food's great, so. It's a lot of fun. It was amazing. I love going around the world and playing against different talent, and it's a great experience. All right. First time playing against a Romanian team? Yes, sir. Yes, it is. Where are you from? I'm from California. California? Yes. What do you think about the city? What do you think about Cernavoda? It's it reminds me more of home, the city life. Like, you have a lot of people gathering, and they come and watch basketball games at the beach and everything. Are you going to come back here? Yes, I am, sir. Who's going to win tonight? Hopefully we get the win, but they are really good, so we'll see who wins. Astea sunt competiții amicale, înseamnă internaționalizarea unei relații pe care Cernavodă o are cu baza militară de la Cogălnicianu. Veți spune care ar fi această relație? Este o relație de parteneriat în care militarii de la baza americană de la Cogălnicianu vin la Cernavodă și au mereu schimburi pentru jocuri sportive cu sportivii din Cernavodă. De asemenea, după cum se știe, spitalul de la Cernavodă deservește în cazurile medicale deosebite baza militară și atunci s-a creat un parteneriat și între administrația publică locală și baza militară. Militarii americani în număr de 20 sunt prezenți aici împreună cu capelanul lor. Au venit cu gândul să participe la o competiție amicală. Și-au dat de românii care sunt foarte buni la basket. Au dat peste o echipă de basket formidabilă de la Cernavodă și se simt foarte bine în prezența lor. După primele două reprize de basket, deja au cerut să facă și a treia repriză de basket, poate îi bat pe români. Asta înseamnă că e un spirit camaraderesc deosebit, că noi primim cu drag pe militarii care ne apără alături de militarii români, apără România și eu cred că e un gest de eleganță, de bun simț din partea autorităților locale de la Cernavodă să găzduiască o astfel de competiție. Aș vrea să vorbim puțin despre felul în care primăria Cernavodă încurajează sportul, mișcarea și tot acest gen de activități. Aș putea să vă spun că dacă până în urmă cu 2 ani de zile bugetul sportului la Cernavodă era de circa 9 miliarde, bugetul clubului sportiv din acest an este de 24 de miliarde. Deja din acest an avem competitori la diferite discipline sportive care sunt campioni naționali și tendința pe care o avem este aceea de a încuraja și cluburile, echipele de handbal, de fotbal să facă performanțe astfel încât să ne clasăm cât mai sus în clasamente și de ce nu să promovăm. Pe de altă parte, sportul din localitate, începând de anul acesta, are în întregime echipament nou la clubul Axiopolis. S-a amenajat o bază sportivă la stadionul Trust și suntem în program de a realiza un bazin semiolimpic și de asemenea de a reabilita stadionul central, stadionul ideal din centrul Cernavodei. Toate aceste lucruri se vor întâmpla până în anul 2019 cu o finanțare integrală de la bugetul local. Și o întrebare personală la final. Vă tentează
să eu știu, să dați un coș, să jucați în sport, ce sport vă tentează din ce vedeți pe aici? Am văzut greutăți, am văzut basket aici. Da. În tinerețe și în copilărie am fost atlet și de asemenea la viteză, am concurat la viteză și de asemenea am fost membru al unei echipe de volei masculin. Îmi plac toate sporturile, sunt sensibil la sport și îi încurajez pe tineri să facă cât mai mult sport. În fiecare an trebuie să aducem ceva, pentru că oamenii își doresc din ce în ce mai mult. Asta înseamnă că noi trebuie să fim tot timpul cu un pas înainte. Trebuie să știm ce își doresc și nu numai, trebuie să-i simțim. Ceea ce înseamnă că anul trecut am avut un program, anul acesta avem un alt program și ne dorim la anul să fie ceva mai mult de atât. Însă asta vom vedea ce se va întâmpla anul acesta. Ne dorim din suflet. Am început ieri, pe data de 15. Astăzi avem ceva legat numai de Cernavodă, în sensul că vor fi doar copiii cernavodeni, vor fi doar pe scenă fii ai orașului. Mâine va începe spectacolul cu invitații. Avem invitații în afară de partea muzicală, avem invitații din Bulgaria, avem invitații din Turcia, vor fi și oficialități începând de mâine. Vineri seara va fi iar foarte frumos, sâmbătă va fi un spectacol, iar duminică se va încheia cu un foc de artificii care va fi mare, mult mai mare față de cel pe care l-am avut de sărbători de Crăciun. Cred că cel puțin un sfert de oră, 20 de minute, vom avea un spectacol de lumină. E de văzut, cu siguranță. Un alt moment important va fi parada aceea cu torțe pe podul de la Cernavodă. La ce v-ați gândit? Ce ați pregătit? Am achiziționat 1000 de torțe și ne dorim ca toți cernavodenii să participe, că vrem să fie un eveniment pentru cernavodeni. De fapt, acest eveniment este doar pentru ei. Sunt oameni care nu își pot permite din acest oraș să plece așa cum probabil mulți își pot permite. Sunt oameni care se bucură pentru aceste 4 sau 5 zile. Sunt oameni care așteaptă cu nerăbdare acest eveniment de la an la an. Asta înseamnă că noi pentru ei trebuie să facem ceva în plus. Anul acesta, în afară de ceea ce ei au avut anii anteriori, ne dorim anul acesta să participe ei. În sensul că am achiziționat 1000 de torțe pe care intenționăm să le aprindem și ei să participe. Să facem un marș al luminii. Ei să ia câte o torță și cu bucurie să meargă alături de noi și de cei care vor fi în față. Vor fi formații, vor fi copii și invităm cernavodenii să meargă alături de noi. Să vedem ce o să iasă. O întrebare personală, deși cred că intuiezi răspunsul. Care este momentul cel mai așteptat pentru dumneavoastră personal? E acela cu torțele sau la ceva, ce vă doriți să vedeți cel mai mult? Nu. Îmi doresc să iasă bine pentru ei, pentru cetățeni. Și eu zic că este important fiecare moment, pentru că în această seară sunt copii cernavodeni care au muncit, fac parte din cluburile pe care Cernavodă le are, sunt echipe de dansuri, sunt sportivi, sunt ai noștri. Ceea ce înseamnă că pentru părinți, pentru noi este o bucurie să-i vedem. Este foarte important. Mâine vor fi invitați oameni pe care ne dorim să-i avem aproape, pe care unii dintre noi chiar exact, da. Deci iarăși este un moment important pentru o anumită categorie. Răzi pe mine, se va întâmpla același lucru. Deci nu poți să spui că astăzi este mai mult importantă decât ziua de astăzi, mai mult decât cea de mâine. Nu. Nu zic că toate au importanța lor. Important este cetățeanul și cernavodeanul să se bucure așa cum simte el pentru fiecare moment în parte. Și să-și aleagă ce-i place din tot ce oferim.